Renumita strada olarilor din municipiul Zalău, cea care a făcut înconjurul lumii, așteaptă să fie asfaltată după ce timp de 92 de ani a arătat ca o uliță. Oamenii sunt bucuroși că s-au început lucrările la carosabil înainte de alegeri, însă sunt și nerăbdători să o vadă finalizată. Circulația în momentul de față se desfășoară cu dificultate, șoferii fiind nemulțumiți de modul în care se circulă în zonă. Lucrările pe strada Olarilor staționează de o săptămână. Muncitorii ne-au declarat că dacă vremea va fi favorabilă, strada va fi asfaltată la sfârșitul săptămânii, lucru care nu s-a realizat. Speranța moare ultima, așa că locuitorii așteaptă cu nerăbdare să aibă cât mai curând o stradă la standarde europene.